fericile iubirii. Certurile avute cu fetele i-au făcut Isidorei zilele amare, dar atunci când ai parte de susținere, parcă mai uiți de probleme. Dora, cu capul sus. Fii tu. Nu mai mă interesează absolut nimic aici. Să nu te mai intereseze. De ce caz? De ce nu am voie să vorbesc? Eu am voie. Și voi sunteți atât de demoralizate pentru nimic. Eu am văzut cea mai prost în toată povestea. Gata, Dora, Dora. E da. Fii puternic. Ușor, ușor ne dăm seama fiecare ce fel de persoane sunt. Crede-mă că nu. Cine trebuie nu, da. Nu să dau seama, nu. O să vezi că așa o să vezi, fie, să se așează eu. Tot. Sunt unii oameni care sunt insuportabili pentru mine, înțelegi? Nu pot să-i suport și nu pot să împart oxigenul cu ei. Atâta sunt de răi și de falși. Da. Și ce-ți pasă ție? De ce te înnegrește pe tine din la suflet? Din cauza că împar totul cu ei. Da. Dar sentimentele tale, trăirile tale, viața ta, tu, ești separat de toate lucrurile astea. Gândește-te că eu și Sebi suntem în cea mai proastă postură posibilă, pusă. Mai ales eu să fiu, nici nu m-am așteptat. Nici eu nu m-am așteptat la lucrul ăsta. Și-am picat așa ca țânțarul în plasă. Gata, Dora, Isidora, trezește-te! Trezește-te! Ce fii faci? Puternică! O fată puternică, ești strong! Da, nu ai de ce să te demoralizezi și să te lași călcată de nimeni și de nimic. Deci te deranjează că se interpretează foarte, foarte mult. Greșit. Da! Noi știm lucrul ăsta. Nu știu, mă, și ce aș putea să zic? Noi ce am putea să facem? Să ne ocolim unul pe altul când ne vedem? Să nu mai fim prietenii care suntem? Sufletește să nu ne mai simțim aceiași oameni? Dora, fii puternică. Dacă noi am putut să trecem peste grozăvia grozăviilor. Da, dar oamenii nu aruncă în casă, în tine, în mine aruncă. Mă, câteodată mai dar ce e mai grav, Dora? Să-mi zică că am intrat în emisiune, că eu trăiesc cu Sebi, față de ce vi se spune vouă. Da, dar mă jignesc în așa fel și când e rândul meu să-l întorc, taci, taci, taci. Deci pe mine m-a deranjat că am văzut că Adelina azi în gală s-a pus pe cealaltă parte, da, da. Și oarecum și-a făcut o mini bisericuță, am observat. Și când venea momentul, vorbea Andrada sau nu știu cine vorbea de partea aia, și ea mai intervenea doar să... Da. Acolo, da. Să fie acolo, știi ce zic? Adică nu și avea deloc rostul. Da, păi de câte ori am zis să tacă. Ea nu ar trebui să facă chestiile astea. Și din contră ar trebui să-și vadă de viața ei și să se cupleze cu cineva, nu să facă ea. Nu vreau să am faci show și chestii, fratele. Ce mă te-ai supărat așa? Nu are nimic, mă. Mă, nu vorbeam cu tine. Nu mai vorbesc nimica. Sunt prea multe deja. Paul. Și totul greșit. Ce te interesează pe tine? Asta zic și eu să nu mai pot. Ioane, aruncă de afară. Și mi-a zis mie lumea de mine și de la Luca că suntem doi bufoni. Eu în așa fel și în hal mă jignesc. Așa. Trebuie să tac. De ce? Că ești mai bună. Că ești mai deșteaptă, că nu te afectează. Că ești Isidora cea puternică care duce orice fel de păreri. Pe tine nu te interesează decât părerea ta. Și tu n-ai auzit că și hiena acum a făcut. Fă-ți, frate, un gagic. Lasă prostiile, lasă hiene, lasă părinți. De cine, gagic? Marius. E ocupat. De cine? De Maria. Haide, mă, tu crezi că vorbesc prost. Eu vorbesc prost. Ai, Dora, că ai luat-o și tu razna. Și nu-i bine. Eu am bolnăvit de cap, oricum. Păi da, că stai prea mult singur. Stai prea mult cu fete și tu nu ești o persoană a fetelor. Tu ești o persoană pentru un bărbat. Puternic. Puternic. Hai la aer să te erisești. Dar ce vrei să fac eu? Să bag eu pasul?
poți să arăți un drum, nu? Nu faci tu pasul, dar arăți un cred drum. Cred că am arătat. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să a, zic. Nu? Poate cineva consideră că e un drum așa mai în joacă. Bă, da, bă, ăsta e. Aia m-am dat seama și eu. Da, crede-mă că nu e așa. Dacă păi crede eu te cred. Aia, eu te cred. Dacă crede aia, rom. S-a dus pe cale greșită. Arată-i un beculeț, deschid eu la întrebă. Capricile iubirii. Alo, opriți planeta, vrea să coboare Isidora la prima. Cum adică, măi, nu poți să respiri același aer cu ei? Mă, uite, mama Terra ne-a oferit la toți aceleași drepturi, aceleași posibilități și ne oferă aer pentru toată lumea. Ca să înțelegi nu, un pic metafora. Chiar era o zi neagră pentru mine și oricum era... Neagră, neagră, dacă când a venit Ion și ți-a zis să arăți calea și drumul, ți-a venit zâmbetul acasă. Ce e? Nu știu ce este. Nu știi ce este? Păi asta înseamnă că tu nu știi ce se întâmplă în viața ta sau pe la spatele tău, ca să zic așa. Pe la spatele meu nu am cum să știu ce se întâmplă. Păi da, că e pe principiu nu știe bărbatul ce știe tot satul sau cum e treaba asta. Ia să auzim. Însă astăzi am discutat ceva. Așa. Abia astăzi ai aflat sau știi ceva? Nu că am aflat. Astăzi am reușit să stăm de vorbă. Așa. Și nu știu, am lămurit câteva lucruri, cred. Și? Și nu am ajuns la o concluzie. Dar ție îți place Maria? Adică dacă nu întreabă Isidora direct, întreb eu, că eu n-am, știi cum e, ce mi-e în gușă și în căpușă, nu e? Încă nu putem să spunem că îmi place sau ei de mine. Cine să spună? Tu și Maria. Cu cine? Cu Maria. Eu te întreb de tine, măi, lasă-mă că, uite, eu poate o plac pe Maria, dar o plac așa, ca telespectator, sau uite, Andreea poate o place pe Maria, da. Eu te întreb pe tine mult, dacă... Mult am început să interacționăm mai mult și să ne apropiem. Însă nu e ceva concret. Păi și tocmai ce ai văzut tu în niște imagini în care fata asta, uite cât e de frumoasă, s-a îmbrăcat și în alb astăzi ca să fie ca o zeiță, spune că e interesată de tine. Ea nu a spus, Ion a spus. Măi, Marius, hai că nu suntem veniți de ieri de azi pe lumea dar asta. Nu știu, o să discutăm, nu știu, nu am pe cineva în gând să rămân sau să nu. Încă cunosc persoane. Ceea ce este absolut ok, pentru că până la urmă, decât să faci ca Ionuț, care ne-a și mărturisit că inițial s-a grăbit în competiție. Păi nu este singurul, că și eu am făcut la început. Și eu m-am grăbit. Și acum sunt dar s-ar putea să ai o concurență aici, în persoana lui știu, Mohamed. I-am și dat niște sfaturi lui Mohamed înainte. Cu Isidora. Așa. Și l-am sfătuit să mai insiste. Cu Isidora. Pentru că știu că lui îi place foarte mult de ea, încă de la început, și încă îi place. Asta știm și este o cu totul și cu totul altă discuție. Dar ce zice Isidora? Ce să zic? Nu bine, știu. Atunci am vorbit tu? Cu Marius așa. Și na, credeam că el crede că aveam un joc în seara în care am vorbit. Și am vorbit, am discutat despre chestiile alea.